bucureștean și am reușit să ne mutăm înspre Târgoviște, unde am construit un atelier mai mare, unde pot să-mi desfășur activitatea. De la 9 ani, o activitate neîntreruptă. Și sper că roadele au început să arate puțin mai de mult. Dar sper că acum să putem să tragem o linie și să tragem și o concluzie asupra ceea ce fac. Aici la teatru e o temă specifică de teatru, adică e partea de teatru comedia de la arte, e partea de teatru clasic, este și o parte de teatru japonez, teatru kabuki, este și o parte abstractă. Am trecut mai întâi printr-o parte foarte abstractă, după care am încercat să îmbin partea figurativă cu partea abstractă. Deci criticul de artă, domnul Liviu Tudor Samoilă, m-a categorisit, să spunem, un fel de expresionist suprarealist. Ceea ce, mă rog, undeva seamănă. Am încercat, de fapt, să combin pictura abstractă care o făceam înainte cu o pictură figurativă, neofigurativă sau nou realism. Am spus, sunt și teme religioase, sunt teme de costum. Pe urmă mi-a plăcut foarte mult, la un moment dat, știți, așteptându-l pe Godot în piesa celebră, Godot nu mai vine. Și atunci, la un moment dat, ce-ar fi personajele mele să plece și să-și lase hainele ca totuși să așteptăm să vină personajul. Și de aici, iarăși, un comerț cu teatru și cu ideile de teatru. Tema e vastă, poți să-ți dedici o viață întreagă acestei teme.